Bună ziua tuturor! Bine ați venit în sediul Organizației Municipale PMP Bacău. Organizăm această conferință de presă. Mulțumesc reprezentanților mass media care au dat curs acestei invitații și înseamnă că pentru ei suntem ceva sau spunem ceva. Lista de invitații a fost mai lungă. Mulțumesc celor care ne-au onorat invitația. Pentru început vreau să vă spun că, deși nu imens, acesta este nou sediu al Organizației Municipale PMP Bacău. Sediu mic, sau partid mic, sediu mic, poate mai crește, mai sparge pereții, mai extinde. Deocamdată aici funcționăm. Vreau să vă vorbesc sau conferința de presă are drept scop atingerea unor puncte strict administrative din punct de vedere al administrației locale, al cărui viceprimar sunt, din punct de vedere politic. La ora actuală, deci sunt viceprimar al municipiului Bacău, sunt vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populară la nivel național și președinte al Organizației Municipale Bacău. De față aveam și câțiva colegi din echipa de bază care și-au manifestat dorința să participe la această conferință de presă. Vreau să îmi permiteți ca să prezint pentru operativitate, succint, câteva puncte al ordinei de zi, după care aștept de la dumneavoastră întrebări comode și mai puțin comode pentru a clarifica niște lucruri. Aș începe cu primul punct. Aș vrea ca în decurs de 15 minute să parcurgem, să avem timp să răspundem la întrebările dumneavoastră, eu și colegii mei. În această perioadă, în Partidul Mișcarea Populară au loc alegeri interne, care noi funcționăm în această perioadă pe interimate, atât la nivelul municipiului Bacău, al județului și al comunelor. Deci alegerile interne presupun alegeri, începând de la nivel de comună, oraș, municipiu și județ. Acestea se vor avea loc în perioada imediat următoare. La municipiu, în luna aprilie, vă vom anunța. La județ, pe data de 17 mai, pe 27 mai, urmând ca în luna iunie, să avem Congresul Partidului Mișcarea Populară, ocazie cu care se va alege și conducerea centrală. Până atunci, mai parcurgem, conform, după statutul partidului nostru, o etapă, adică Liga Aleșilor Locali. Aleșii locali, având funcții de consilieri, viceprimari, nu avem primari noi în județul Bacău, și vor alege liderii care să îi reprezinte conform statutului Partidului Mișcarea Populară. La ora actuală, la nivel central, avem grupuri parlamentare, avem 8 senatori și 16 deputați. Funcționăm, suntem un partid parlamentar, ceea ce ne face cinste. Vreau să discut și un pic despre situația administrativă pe care o am la ora actuală. În ultima perioadă, urmarea unor dispoziții de primar, s-au schimbat niște atribuții, din motive de unii cunoscute, de alții necunoscute. Aceste schimbări nu le comentez nici într-un fel. Primarul este primar și de aia este primar și are prerogative să dea atribuții viceprimarului. Atribuțiile pe care le am la ora actuală, încerc și fac efortul să le duc la îndeplinire. Acestea, chiar dacă aparent e un serviciu, poate pe care, sau eu știu, ce intră în atribuțiile mele, mulți le neglijează, eu le consider destul de consistente și se numește coordonarea compartimentului de protecție civilă. Protecția civilă are două laturi. are niște atributuri pe timp de evenimente, catastrofe naturale, cutremure, inundații și pe timp de pace. Și chiar mă implic pe această latură și chiar vreau să am rezultate. Vă voi răspunde și la anumite întrebări pe care le considerați că trebuie să le clarificăm. La punctul 2 aș vrea să ating un pic campania care este oarecum la modă. Suntem în anul centenarului și se vorbește foarte mult. Partidul Mișcarea Populară este foarte implicat. Președintele Traian Băsescu. Avem un proiect de țară, reîntregirea neamului sau reunirea sau reunificarea sau unirea cu economii. Mulți dintre noi cu Republica Moldova. Se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire și dorim să sărbătorim, cum se cuvine, centenarul Marei Uniri. Știți evenimentele care vor avea loc la 27 martie, atât în țara noastră, cât și în Republica Moldova. Noi ne-am implicat și vrem să fim în prima linie, mai ales că este un proiect de țară al partidului nostru. Această campanie, Noi Votăm Unirea, se va materializa prin promovarea ideii de unire. În acest sens, vom promova ședința ordinară a Consiliului Local, un proiect de hotărâre care se va intitula Noi Votăm Unirea. Vedeți, prin mass media, este un subiect care se poartă în țară și vrem să ne alăturăm și noi acestui proiect. La ora actuală, de la președintele Partidului Mișcarea, președintele executiv al Partidului Mișcarea Populară, Eugen Domac, am primit o adresă la Primăria Bacău, căruia primarul municipiului, domnul Cosmin Necola, i-a dat curs și deci la următoarea vom emite o hotărâre de Consiliul Local și o vom iniția un grup de consilieri. De asemenea, suntem în această perioadă, urmează să facem o campanie de strângere de semnături pe niște tabele care să întărim ideea de unire și în acest sens am mobilizat și o parte dintre studenții și elevii basarabeni și vă pot spune că avem niște organizații din Republica Moldova la nivel de Bacău destul de consistente și destul de dornice de a participa la această campanie. Vă mai pot spune că la ora actuală în municipiul Bacău avem peste 300 de elevi și studenți, 235 de elevi din Republica Moldova învață în Bacău, beneficiind de bursele la statul român. Și învață și pregătează cursurile liceilor de elită din Bacău. Și cu dânsii am contactat și ne vom mobiliza în special la această campanie de strângere de semnători. Veți vedea în zilele următoare pe stradă și vom solicita și cetățenilor în intermediul dumneavoastră să adere la acest program, să strângem cât mai multe semnături de susținere. Probabil, în faza finală, vor merge undeva în Parlament ca să întărim această idee de unire. Parcă, vedeți, prin toată țara se inițiază asemenea acțiuni. De asemenea, în Republica Moldova s-a depășit numărul localităților peste 100 care promovează ideea de unire și peste 100 de localități au emis în acest sens hotărâri de Consiliul Local. Acțiunea nu e simplă. Este un proiect și dificil. În același moment ne încântă și costurile unirii sunt foarte mari. Dar cu cât vom întârzia, acest fenomen vor deveni și mai mari. Se pare că la ora actuală Republica Moldova, pentru a ajunge în Uniunea Europeană, e destul de deficient. Are și un statut ingrat. Rusia nu o dorește. Vă rog, Rusia nu o dorește. Dacă o dorea, o lua de mult. O potențială extindere a spațiului Uniunii Europene spre Est nu prea există. Se dorește o zonă tampon între două forțe militare puternice. Iar o potențială extindere a Uniunii Europene nu se va face decât în Balcani. Așadar, singura șansă a Republicii Moldova de a ajunge în Europa e unificarea sau reunificarea. Pentru această idee sau această, eu știu, cauză a noastră, nu trebuie să cerem permisiunea nimănui. Nu trebuie să ne ducem nici la Uniunea Europeană, nici la Rusia, nici în altă parte. Efectiv, se poate merge pe modelul unificării RDG cu RFG în 91. Dar, în același timp, trebuie să avem asentimentul populației și din România și din Republica Moldova. Se pare că la ora actuală în România n-ar fi probleme. Niciun partid politic, nicio organizație nu și-a manifestat neacceptarea unui asemenea proiect. Dacă sunt probleme, sunt în Republica Moldova. Ei vorbesc mult și liderii despre pro-Europa, pro-România, până se văd pe niște funcții. Apoi se pare că sunt destui de mult, mai mult de jumătate, proruși. Aici e problema noastră. Spuneam, costurile sunt mari. Sunt mari datorită faptului că, chiar dacă teoretic o putem realiza, sunt niște lucruri care trebuie să ne gândim în stat. Energetic, Republica Moldova e legată de Rusia. Când rușii au curat schemul pe energie electrică și pe gaz, trebuie să ne gândim ce facem. Sunt alte deficiențe. Alinierea salariilor, subvențiilor. Deci lucrurile sunt destul de complicate. Spuneam că sunt costuri foarte mari. Dar de ce se întârzie? De ce cresc costurile? Mai avem un avantaj. Rusia nu mai este interesată de Moldova, mai ales după ce au ocupat Crimea abuziv sau nu abuziv. Ei și-au rezolvat o problemă mare. Nu-i mai interesează bunurile bunării. Nu-i mai interesează ieșirea la mare. O au. În Transnistria se pare că doar mai funcționează o unitate militară care interesează pe ruși. Pornim de aici, deci noi continuăm această campanie, o susținem, vrem să convingem și mai mulți români să o susțină, deși se pare că aici ar fi problema. Vrem o mai mare implicare în acest sens și al bisericii, care are mare efect vis-a-vis de cetățeni și vrem cumva să nu mai trăim momentele de slugărnicie. Am greșit poate când am trecut alături de Germani Pluto, am greșit că am cedat Basarabia fără să luăm nicio poziție, fără să o apărăm și poate vrem să aceste greșeli istorice să le reparăm cu această ocazie. Noi avem o relație specială cu, mai exact, administrația anterioară, e înfrățită cu satul Postești din raionul Ialoveni, Moldova. Eu am fost de câteva ori și odată în acest mandat, și în mandatele anterioare, și în perioada când eram prefect în această localitate Postești. Vă pot spune că acolo e sâmburile românismului. Ei sunt foarte dârși, foarte înțelepți și foarte luptători. Deci, în administrația anterioară s-a înfrățit cu această localitate. Noi am găsit, poate, printre puținele proiecte din Consiliul Local în care să fim unanim și am depășit acea fază să le ducem abecedare. Am avut niște proiecte destul de clare, destul de consistente și destul de importante și apreciate și de o parte și de alta. În acest an, anul centenarului, printr-un amendament care l-am făcut în Consiliul Local, s-a obținut alocarea sumei de 100.000 de lei pentru anul centenarului. Mulțumesc colegilor din celelalte partide, din Consiliul Local, că au acceptat acest proiect. Cu acești bani noi vom face o serie de acțiuni și chiar vom ajuta acest sat Postești. Ei, e o localitate de 10.000 de locuitori, dar se pare că sunt foarte hotărâți și susțin acest fenomen de reunire. În perioada imediat următoare, noi ne vom deplasa o delegație a municipiului. Mi-aș dori să fie cineva din presă. Mai exact, luni și marți vom fi în acest sat Postești. În Republica Moldova sunt și alte evenimente importante cu această ocazie. De exemplu, pe 25, duminică, va fi o adunare populară în Chișinău. Asemenea, adunări sunt și în raionul Ialoveni, care de aproximativ o lună s-a înfrățit cu județul Bacău. Noi vom fi acolo o delegație de la Consiliul Local, consilieri din toate partidele politice componente și vom transmite mesajul și salutul nostru. Urmând, în funcție de necesitățile acestora, ei vor să construiască o grădiniță și a vrea ca o sală de grădiniță sau echivalentul unei săli de la grădiniță, să o finanțăm și dotările necesare și propunerea noastră să fie denumită Bacău. Acest sat Postești au o primăriță destul de energică și au câteva acțiuni la noi în țară, finanțate de Consiliul Local prin parteneriat în vara acestui an. Au venit de asemenea copii și noi am trimis bacăoane acolo. Probabil într-o următoare conferință de presă vă vom informa cum s-au materializat sau ce s-a întâmplat în aceste zile care urmează să se desfășoare în diverse activități. Da, aș trece la... Noi mai avem un program politic și un mesaj al partidului nostru, care vrem să-l reluăm vis-a-vis de reducerea numărului de parlamentari. Deci punctul 3 al ordinei de zi, al conferinței de presă. Știți, a fost la ora actuală Parlamentul României, prin cele două camere, au un număr de 588 de parlamentari. Considerăm noi Partidul Mișcarea Populară că sunt destul de mulți vis-a-vis de alte țări și chiar a fost un referendum inițiat de președintele Traian Băsescu, care a trecut și a presupus reducerea numărului de parlamentari de la 588 la 300. A fost votat referendumul, dar nu s-a dus la îndeplinire. Noi vom relua aceste acțiuni. Dorim ca inițiativei noastre să vină și alte partide și considerăm că un număr de 300 de parlamentari este destul de sau suficient. De altfel, aceasta este și voința populației României. Vom continua aceste demersuri, vom face destule activități, vom mai consulta oamenii, dacă e nevoie mai strângem semnători și sperăm, noi nu o să putem doar partidul nostru, este un partid relativ mic, dar dacă înțeleg acest lucru și doresc și alte partide să se alăture demersului nostru, să mai consultăm și populația, ne-am dorit ca să reducem acest Parlament care, la ora asta, este destul de păgubos pentru România. Mai avem în programul nostru de asemenea o idee, alegerea primarilor din 2 tururi de scrutin. Realizăm că acest deziderat nu și-l vor dori și partidele mari, respectiv PSD-ul și PNP-ul, dar noi îl dorim și considerăm că și democratic este normal ca un primar, ca să ocupe funcția de primar, trebuie să aibă un grad mai mare de reprezentare a locuitorilor. La ora actuală sunt și cu 18% și cu 20% primarul unei localități. Deci nu este reprezentativ pentru acea localitate. Ori alegerea în 2 tururi și pe acei primari care sigur se văd în continuare primari, le vor pune niște semne de întrebare. Turul al doilea presupune niște coaliții de partide care să se îndrepte spre cel care e pe primul loc și e singura șansă să-i mai schimbăm, să-i mai rotim, să mai încercăm și alte variante. are primarii România de 5, 6 și chiar 7 mandate. Cred că mai greu de dat jos, deoarece alegerile făcându-se dintr-un singur tur nu este nici democratică și nici nu se mai dă prea multe șanse unui partid mic. Cu și al nostru de altfel. Noi înțelegem, dar vrem să se întâmple acest lucru. Vreau un pic să mai vorbesc pe plan local despre relația cu PNL, relația cu PSD. Ați asistat și dumneavoastră la un congres al PSD-ului care, cel puțin, mie personal îmi amintește de vremurile nu prea de tristă amintire pentru unii. Am fost și membru de partid, eu încă mai am și cabinetul. Dar a face un congres ca să adun nu știu câți oameni la București, la sala Palatului și doar să ia de niște eu știu, candidați care deja erau votați înainte, aia nu se cheamă decât nu știu, un comunism avansat și păgubos. Ne-a mai fost dat să vedem și Colegiul Național, nu știu, forma de organizare a PNL-ului, când PNL-ul, fără să fie întrebat de nimeni, a lansat acea idee că îl susțin pe Iohannis. Nu știu în ce măsură pe Iohannis îl interesează la ora actuală, dar după cum n-am văzut niciun soi de mulțumire sau un soi de mesaj din partea președintelui Iohannis, se pare mai mult că e o mascaradă a lui Orban, că îl susțin pe Iohannis și automat PNL-ul să dea premierul. Și PNL-ul dă premierul pe cine? Președintele partidului, pe Sica Mandolina. Nu știu cum se va mai întâmpla mai departe. Probabil și noi, Partidul Mișcarea Populară, după statut și după doctrină, ne-am dorit o dreaptă puternică, dar să vedem și cu cine o facem. Că PNL-ul e aproape sigur că va câștiga, va avea premier. Noi suntem mici. ALDE, care tot de dreapta joacă cu PSD-ul. USR-ul e aproape inexistent. Deci mi-aș dori o dreaptă puternică. Dacă se va realiza sau nu, rămâne de văzut. Dar la anul noi vom avea un an electoral. Noi ne pregătim. Vor fi europarlamentarele aproximativ în luna iunie și prezidențialele noiembrie-decembrie. Deocamdată nu facem niciun fel de alianță. Mergem, ne măsurăm forțele, dar suntem dispuși la alianțe și fiind un partid de dreapta, cam cu partide de dreapta. Dar va rămâne să vedem dacă vom fi curtați de cineva, dacă programul nostru va interesa pe cineva și dacă vom reuși să facem acest lucru, dar nu oricum. Vă mai pot spune că în Bacău, la ora actuală, în municipiu și în județ, funcționează acel USL, acea Uniune Social-Liberală, înființată în 2012, când cele două forțe puternice, potriva doctrinei, potriva naturii, au făcut acel USL, au câștigat totul. Se pare că nu s-au înțeles la vârf și au divorțat, dar în Bacău vă spun că funcționează. Atâta timp. Cât? Consilieri locali, colegii mei din Consiliul Local, sunt angajați ai PSD-ului, sau mai exact, mănâncă din palmă PSD-ului, care le-a oferit diverse funcții. Și aș putea să dau exemplu de la ADIS, de la ADIM, de la zona metropolitană și în alte zone. Nu putem să vorbim că acest USR nu funcționează. Doar le convine, sunt partidele mari, le convine să meargă în continuare. Să meargă în continuare. Nu ne putem opune, dar nici nu suntem noi capabili astăzi în partide 5%, după alții 4%, după alții 7%, acest PMP, să ne luptăm să dăm PSD-ul jos. Dacă nu participă și cei care au făcut PSD-ul mare și puternic, mai exact, PNL-ul. El l-au așezat, unii l-au așezat și acum bagă bățul prin gard că ar vrea altcineva să dea jos să ocupe ei locul. Ei nu prea au curaj, nu prea au idei, nu prea au tupeul necesar ca să bată cu cineva pe față când tu în spate ești aliat până mărva oasă. Da. S-a expirat timpul care l-am avut spre expunere și aștept de la dumneavoastră întrebări. Câteva întrebări. Câteva întrebări. Ce cu ultima canțez de alianță în spate sau și că USL funcționează în municipiul Bacău? Dumneavoastră nu sunteți cu PSD-ul la conducerea municipiului Bacău? Sunteți în opoziție? Stați să termin întrebarea asta. Da. Când s-au lăsat candidații la parlamentare, care era și la ADIM, ați zis că faceți angajări din PMF la administrație. E același lucru cu ce spuneți despre USL care funcționează în Bacău. Eu nu văd o diferență. Dacă este, vă rog să ne explicați. Da. În primul rând, noi nu avem o alianță cu PSD-ul. Să fie foarte clar. Noi avem doar o majoritate în Consiliul Local. Punct. Noi nu ne-am părăsit doctrina, nu ne interesează partidele, avem o alianță, poate venită și puțin favorabilă, fiindcă conjunctura sau structura Consiliului Local era de așa natură. Ei nu aveau majoritate, trebuiau să creeze 2-3 Noi am avut 2 consilieri suficienți ca împreună cu PSD-ul și cu ADIS să creăm o majoritate sigură. Sunteți în opoziție sau la putere în municipiul Bacău? Nu, suntem în administrație. Deci suntem în conducere, suntem în majoritate. Acum depinde ce înțelegeți opoziție. Atâta timp cât noi promovăm proiecte, susținem proiectul PSD-ului, eu spun că suntem într-o majoritate. Când nu ne convine ceva și când nu ne-a convenit, ne-am manifestat dorința și nu l-am semnat. Asta nu înseamnă că suntem în opoziție. Odată s-a întâmplat. Odată o să mai întâmple, odată s-a întâmplat. Dacă nu s-a întâmplat niciodată, poate nu mai aveam răspunsul dumneavoastră. S-a întâmplat odată. Și s-a întâmplat în un moment foarte, foarte greu pentru PSD. Că imediat după nevotarea acelui proiect, știți, atribuții luate, viceprimar, așa. În același timp, și dumneavoastră trebuie să înțelegeți ceva. Și eu am înțeles din start. Că noi în această cumetrie ne-am dus cu 6,5%. Eu nu pot vorbi de 90%, nu pot să cer atâta. Eu cer de 6%, vorbesc de 6%, mă bag în seamă 6% și doar atât. Bun, deci nu sunteți nici la putere, nici în opoziție, sunteți în cumetrie. Nu, suntem în conducerea, nu suntem nici în cumetrie. Suntem în conducerea primăriei Bacău. Sau suntem în cumetrie, poftim, că avem o majoritate acolo. Și eu nu o să pot niciodată un proiect benefic pentru municipiul Bacău să nu-l votez când promovează PSD-ul. Și nu o să fac. Dar sunt și proiecte care nouă nu ne convin. Și nu le votăm. Și o să fie și săptămâna asta, și au mai fost și o să mai fie. Asta nu înseamnă că noi nu mai avem acea majoritate. PSD-ul, partidul mare, partidul mamut, poate să ne spună nouă. Păi nu mai... Și nu e nicio problemă. Treci într-o opoziție clară, agresivă, dar asta nu înseamnă că nu vom susține unele proiecte al comunității. Niciodată nu o să ajung eu și colegul meu, care chiar vreau să-l prezint, domnul consilier Irofte, un consilier destul de destoinic și mă înțeleg foarte bine și e destul de important pentru comunitate. Și niciodată nu o să ajungem noi să nu votăm înființarea unei parcări în Bacău. Vom avea, probabil, proiecte care trebuie să discutate, modificate. Probabil și acel proiect care nu l-am votat. Dacă ei... Cine l-a votat pe parcare? Foarte mult PNL-ul. Deci am avut... Păi n-a zis că sunt alianță cu USL-ul, cu USR-ul, în alianță... Eu spun că pe față par în opoziție, dar de desubt sunt alianță. Și invers. De exemplu, am vrut să facem o parcare în zona fostelor ateliere al Liceului Anghel Salini, care sunt fața autogării, unde sunt niște ruine. Și acolo, până am construit ce se va întâmpla, am dorit să amenajăm acel teren, să facem o parcare. Zona e foarte aglomerată acolo, mai ales duminica când e și târgul auto, dar în tot cursul. Și PNL-ul s-a opus de 2 ori. Am avut un număr de 19 spații, eu până mi se retrage anumite atribuții, răspundeam și de administrația pensiilor Bacău. Am avut un număr de 19 spații în piața centrală, în bazarul Milcov și în târgul auto, care le-am scos la licitație. PNL-ul n-a vrut să voteze. Fără să înțeleagă că scoaterea la licitație, mai mult de atât, eu știu, ca democrație, ca intenție, le-a scos la licitație, să vină oricine, să ocupe un spațiu, să piețele sunt deschise, nu scapă la altă dată, să-și facă o activitate comercială, nouă să ne plătească la primărie niște taxe și impozite și comerciantul să aibă o, nu știu, o afacere prosperă. De 3 ori l-am introdus. Eu am fost. Și de 3 ori au căzut din cauza PNL-ului. PNL și independent și ce mai e pe acolo. Sau ce mai era? PSR-ul. Ei, cât am vrea noi să fim de opoziție, asemenea proiecte le vom vota. Sunt proiecte ale comunității. Nu vom vota niște mofturi, niște proiecte care sună altceva, interpretabile, eu știu, trecerea patrimoniului sau pierderea din patrimoniu, nu. Dar în rest, astăzi, când discutăm, noi avem o majoritate, din punctul meu de vedere funcționează și vreau să funcționeze, dar nu chiar în orice condiții. Ne rezervăm acest drept de a analiza și a vota un proiect sau altul pe care noi îl considerăm dubios, eu știu, cum s-a mai întâmplat. În ce relații mai sunteți cu domnul Melinte după episodul cu votul în Consiliul Local? Nu. Relațiile cu domnul Melinte. Domnul Melinte este președinte interimar la Organizația Județeană Bacău. Îl respect. Din punctul meu de vedere, vrem să avem o relație constructivă, ca această organizație să o creștem, și municipală, și județeană. Am o relație, comunic cu dânsul, intrăm într-o competiție internă al partidului. Vreau ca această competiție să fie la vedere, deschisă, și să nu lase niște urme sau niște răni în urmă. În general, competițiile astea interne în partid, când se iau la modul serios, se creează niște prăpăsti între oameni care le pare mai greu. Deci aș vrea ca aceste competiții interne să nu aibă înviși și învingători. Suntem colegi, ne așezăm, cel care are mai multe voturi, noi avem un regulament de funcționare, un regulament și un statut destul de exact și mergem mai departe. Nu ați terminat cu angajările în administrație. Angajările în administrație... Din PMP. Da, nu avem angajări faimoase. Avem, nu știu dacă... Nici nu pot să vi le dau nominal, dar avem... Da, nominal, nu, cam cât așa. Nu 6% nici într-un caz. Fiindcă... Poate 6% din total angajări, fiindcă administrația Necola o consideră o greșeală, că eu am mai spus-o, e cam urât, dar repet, lucrează cu oamenii second hand al lui Stavarai. Oameni care nu chiar interesează. Vă spun că dacă vă spun câteva năzdrăvănii de-al lor, care le aud, că trăiesc între ei, și nu mai poate de din pula și discripăți. Că ăștia în 2 ani pleacă, dar ei trebuie să rămână până la pensie. Ei, o asemenea abordare mă determină să spun că e bine când primarul vine cu echipa lui și când pleacă primarul să plece echipa lui. Adică să nu mai rămână nimeni acolo. Și echipa dumneavoastră, să zic așa, că da. Cei 6%, cam cât înseamnă? Câte angajări s-au făcut? Habar n-am, nu știu. Nu știu, așa ca să spun, deși eu oameni... No, no, dar nu... Și nu știu, vă întreb. Noi n-am angajat 30 sau 40 de oameni total în primărie. N-am angajat. Suntem într-o formă de reorganizare a primăriei, prin înființarea acelei societăți, cândva, de altfel societatea înființată din 2006, are mai mult de 1 an, când va prelua anumite atribuții vis-a-vis de lucrări pe domeniul public. De asemenea, nu poate să execute toate lucrările, că înființarea unui serviciu sau unei societăți care lucrează pe domeniul public trebuie să aibă avizul Consiliului Concurenței, în primul rând, și 2, Agenția Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare, ANRSC. Ei, această societate, când s-o înființa, nu poate să prin statut și pe avizele care, și autorizațiile, licențele pe care le-a primit, nu poate presta și servicii de iluminat public și salubrizare. Motivul pentru... Se ocupă de iluminat? Sau... Nu. Așa. Se ocupă acum. Astăzi se ocupă. Dar este un contract pe perioadă determinată, care se va încheia în momentul în care, la nivel de primărie, se va crea un serviciu specializat în acest domeniu, pe iluminat public și pe salubrizare. Și deja au fost hotărât din Consiliul Local. Și vor presta servicii, cum ar veni, sau cum ar fi? Deci, ei prestează servicii. Au anumite categorii, dar nu pot pe iluminat public și pe la salubrizare, deoarece nu au primit aviz de la Consiliul Concurenței. Nu vor primi. Deci avizul e negativ, motiv pentru care am făcut un serviciu altceva decât societatea, un serviciu care acum e în naștere și acolo va presupune și angajarea unui număr mult mai mare de oameni, dar eu îmi doresc oameni sau știu angajați că... Avizul de la ADRSC e negativ. E negativ. Dar când a venit avizul ăsta? Păi că s-a înființat în toamna anului trecut, în septembrie. Dacă vi s-au luat din atribuțiunile de viceprimar, nu v-ați gândit să dimensionați? Nu m-am gândit să demisionez. Fiindcă, ce se întâmplă? Primarul e primar. Și colegului meu i-a luat atribuții, după o lună le-a dat, sper și eu să mi le dea, sau să nu mai ia. Asta e o continuă mișcare, astea sunt prerogativele primarului și trebuie să le respectăm. Nu scrie nicăieri că viceprimarul trebuie să aibă atribuții, nu știu de care, de altă natură. Ați mai primit un răspuns de la ANI cu cercetarea lor, știu că erau mai de multe reclamații, incompatibilitatea. Ați fost cumva membru în Consiliul Administrației la școală. Nu am primit. Dar m-am avut-o sesizat și am sunat eu acolo. Așa. Deci eu și colegul meu, viceprimarul Dragoș Ștefan, am fost numiți în Consilii de Administrație la școli. Cum e normal și logic. Numai că acolo am fost numiți în calitate de consilieri locali. Că noi suntem și consilieri locali și cu drept de vot. Cineva din primărie a făcut o sesizare că viceprimarii sunt în Consilii de Administrație. Dar, în același timp, eu nu am cerut să fiu în același Consilii, a fost o hotărâre din Consiliul Local, a primit un aviz de legalitate și nu văd de ce s-ar fi putut lua niște măsuri. Nu mi-a venit răspuns, nu mi-a venit, am întrebat eu și mi-a spus că acolo vin foarte multe sesizări, cele consistente le verifică până la un moment dat și apoi se abandonează și se rămân informat. Dar, în același timp, eu din toate Consiliile de Administrație mi-am dat remis. Deci nu mai fac parte din Consiliile de Administrație și din câte știu nici colegul meu, viceprimarul Dragoș Ștefan, la ora actuală. Dacă era ceva ilegal, fiți convins că astăzi nu mai era viceprimar. Știți cum vezi că unirea RFG cu RDG s-a făcut fără acordul numai noi, a făcut ei pe barba lor? Sunt convins. Au vrut ei rușii, americanii, ăștia, nu? Dar nu trebuie să le ceară voie. Sau cu un acord tacit, dar nu trebuia să fie un document, le dă voie să unească dacă există un act. Sau poate dumneavoastră știți mai mult, deci eu nu știu să fi fost vreun act sau nevoie de un accept ca RFG-ul cu RDG-ul, 91 sau 92, să se unească. Da, dacă mai sunt întrebări. Ce e de vină pentru pietrișul ăsta de pe străzi? Da, dar de ce să nu pot să spun? Incompetența celor din primărie. Dacă într-o primă fază, pe asta vreau să vă spun, că m-ați întrebat, că altfel nu că tăceam, nu că mi-e frică. Așa specialiști avem noi în primărie. De asta spun, și eu spus-o și la un moment dat primarul, nu știu cât o mai susțin în continuare, că 85% din primărie sunt incompetenți. Deci în cursul anului 2017, Noi am beneficiat, personalul primăriei din două majore, de la salariile alea minime pe economie, sunt salarii de 5.000 de lei, de 6.000 de lei, de 8.000 de lei, dar personalul n-a înțeles nimic din asta, se implice mai mult. Iar acea inginerie cu acel antiderapant care vreau să paseze spre stricăți, eu am contestat exact de la primul comandament pe situații de urgență. Acel antiderapant care e sort 0,8, asta înseamnă de la 0 la 8 mm, a fost și comanda greșită, e mare. Este bun pentru drumuri județene. De ce? Traficul e mult mai mic, într-un vârf de pantă, când ajunge un tir încărcat, acele pietre mai mari îl mai ajută. Doi, după ce treci și se dezăpezește, pe trișul ăla sau antiderapantul se duce undeva la rigolă, la margine și nu se mai vede. Noi am nenorocit drumurile de Bacău, le-am balastat. Și de asta spun, incompetența celor de la spații verzi. Ei n-au înțeles noțiunea antiderapant și rolul lui. Antiderapantul se folosește doar într-o fază în care zăpada e mică și pericol de polei. Dar ei dacă o dat toată noaptea, zăpada au crescut. Ei au crezut cu antiderapant, ce-i faci la zăpadă? Nu-i faci nimic. A doua zi, a treia zi și astăzi, parcă sunt balastate. O trecut într-o prostie de anul trecut, care am contestat-o și comentat-o când au dat, numai cu sare. Și în primăvară totul era ciuruit, să dea cu antiderapant. Și acum, după ce am avut o intervenție, bineînțeles și reacția cetățenilor, șoferilor, până și a doamnelor care spunea că nu poate să meargă cu tocuri, îi sar pietre și aveau dreptate. Și îi strigă. De parbrize se strigă. Și nu mai știu de parbrize și altceva. Deci așa ceva nu se poate întâmpla. Și am avut o reacție puternică. Și vis-a-vis domnul Pirlași. Ce au înțeles? Nu am mai dat cu antiderapant și am dat iarul mai cu sare. Adică merge într-o prostie în alta. De asta au luat poziție și nu mai accept personal iresponsabil și nepregătit în administrație. Eu nu-i mai accept. Chiar de poziția care o am astăzi. Și am luat poziții și voi lua în continuare. În condiții în care îi faci salariul cum îl faci, el vine să-și bată joc, să gândească doar, poate pleacă scripă, nebunul ăsta și primarul și ei trebuie să iasă la pensie. Și dacă vreți, vă mai dau niște pierderi de astea administrative din... Nu vă vine să credeți. Dacă o fi vreodată să fac memorie, ca să ajung să spunem eu un director din primărie, domnule, nu mai mormântăm morții sâmbătă și duminică, că și gropari au dreptul la mine. Ce să vă mai spunem? Ce să vă mai spun? Dar noi, cu intervenit ceva de la presă, nu e asta, dar și măsura, domnule, dar cum așa ceva? Chiar mi-am făcut și eu cruci. Deci sâmbătă și duminică, deși tradiția noastră, românească, catolică, ce mai avem, sâmbătă și duminică, și oamenii liberi, nu mai mormântăm sâmbătă și duminică, și groparii sunt liberi atunci. Ce să vă mai spun? Că există prevederi legale pentru așa ceva. Noi că... Nu, că și aia niște oameni care îngroapă. Care știm categoria din gropari. Că ziceți că nu e fost administrație. Dar eu nu mi-aduc aminte să fi fost pietre de un centimetru, că le-am măsurat eu. Dar n-am spus nimic de fost administrație. Păi din fost administrație, funcționare. Da. Păi, e o premieră. Eu n-am mai văzut pietriși așa pe străzile din Bacău. Eu am și acum pentru o analiză și voi duce la analiză ce se dorea antiderapant și ce o ieșit. Știți ce nu ați văzut? Că nu s-o dat în cantități atât de mari. Nu s-o dat. Eu o noapte am mers pe străzi cu 30 de utilaje și o dat de seara până dimineața. Când dai mai puțin, într-adevăr, mai pleaci. Nu mai spune efectul asupra instalației de canalizare. Toate pietrele alea, sute de tone de balast, petriș, cum vreți să-i spune nisip, se duc undeva. Unii se duc în gaie și în canalizare. Ce s-a întâmplat cu alea? Sunt toate înfundate. S-au petrificat acolo. Cine răspunde? În primul rând, directorul de la Direcția de Spații Verzi. În primul și în primul rând. Că el a fost materia cerușii, un om care nu prea acceptă dialogul. Eu am mai avut niște poziții vis-a-vis de el, fiindcă eu nu accept la ora actuală. Avem aproximativ 1000 de cereri neonorate de toaletare, copaci, pomi, arbuște. Nu se poate. Nu se poate așa ceva. Și nu știu câte cereri din adunat. Câini, gropi și tot ce ține de domeniul public. Și chiar o fac public și nu ne frică ca să reacționez. Ca să vedeți pe undeva, că nu am o alianță și vai de mine ce mă fac eu să nu deranjez PSD-ul. Chiar puțin mă interesează. Deși Și eu, toate discuțiile, le încep și le termin. Am și un program electoral și am promis ceva băcăoanilor când mi-au dat atâtea voturi câte am luat noi, eu și colegii mei. 6%. Și am un program electoral și mă uit prin el. Bine, am și scuza. Acest program electoral îl înfăptuiam dacă eram primar. N-am ieșit primar. Și vă spun că am câteva lucruri care nu le au, că toți spun bună stare, știi bine, știi cum vor trăi. Am câteva chestii specifice care cât de cât le-am dus la deplinire sau sunt pe punctul de a reduce la deplinire. Deci, PSD-ul nu pot să spun că aici n-am comunicat bine și n-am colaborat. Și dacă vreți, vă dau și exemple. Am avut achiziționarea Casei Vasele Alexandrie. Casa Vasele Alexandrie, o ruină care noi am vrut să o redăm băcăvanilor din diverse motive. Ea noastră. Ei contesta dacă o sta sau dacă nu sta. Aia nu mai contează. Dreptul de preemțiune la o cumpărare la Ministerul Culturii, care l-a dat negativ. Urma Consiliul Județean, care l-a dat pozitiv, dar o consider o realizare la care m-am implicat și eu. Am avut introducerea de noi trasee de autobuz. Am reușit în cartierul CFR și o să vedeți, în cartierul CFR-ul n-au avut niciodată, și o să vedeți că de la 1 aprilie sau din 15 aprilie va fi un asemenea traseu și în cartierul Izvoare. Am și nerealizări. Am, de exemplu, cam toți în campanie au bătut monedă pe acele sensuri giratorii care nu se mai nasc în Șerbărești. E programul mai. Dar și în programul meu oficial nu sunt necesare. Se tărăgânează, nu știu, diverse motive și... Păi și când vin alegerile și vreau să spun ce ați făcut. Eu când vin alegerile... Pentru ce n-ați făcut? Cine o să fie direct? Când vin alegerile, eu o să încep prima dată, așa mi se pare normal, cu promisiunile din 2016. Dacă voi mai candida eu. Dar în același timp, colegii mei, indiferent și în același timp, dacă va fi să fiu eu, voi începe cu ce am făcut și ce n-am făcut. Și dacă n-am făcut, de ce n-am făcut. Așa mi se pare normal. Așa merge bea cu alte promisiuni, mai născocim. Și voi veni cu asta și o să le explic. Am uite, dumneavoastră a fost programul, pentru asta ne-ați dat votul, atât am făcut. În condiții în care n-am ieșit primar. Am ieșit doar viceprimar. De aici vreau să spun că acest PSD, care e ulit de unii, dar pot să spun că pe partea de comunicare nu am fost neglijat. Am avut, mi s-au dat chiar și atribuții care au fost onorante. Nu le mai am acum. Poate o să le am. Dar echipa noastră care, vă spun că în continuare ne vom simt că încă avem de spus un cuvânt în Bacău și bacăoani. Dacă nu mai sunt întrebări, vă invităm la un măr caracteristic nou pe